Salut și bine ați venit la un nou video de carieră. De data aceasta, probabil încă un episod de 4 cu 4 meciuri, pentru că este și meciul cu Valencia aici și na, ar trebui să-l jucăm și pe ăla. Meciurile din campionat chiar nu cred că sunt interesante, așa că să simulez și o să joc cu Valencia. La Academie avem un junior finlandez, însă overall-ul lui este prea slab, așa că nu o să îl iau, nu o să încerc să-l cresc mai departe. Se pare că a venit și scouterul, o să e aici. Oare? Nu, o să aștept să-mi vină mesaj că a venit scouterul, probabil dacă mai dau un pic advance o să apară și să vedem ce vine și de acolo. Avem meci mai întâi cu Astra în campionat. Să jucăm exact așa. Așa, să zicem, pe 3 la 4 să joace în campionat. Așa vom juca în campionat și sper să obținem încă o victorie. Astra nu e pe aproape, nici pe aproape de noi. Așa că n-ar trebui să ne facă probleme. Și este victorie 4-0. Daka cu dubla ARP și Hainen au marcat și Saidoni s-a accidentat. Asta e destul de nasol. Avem apoi meci în Cupa României cu Clinceni. Se pare că 2 zile lipsește Adonis, e ok, e în regulă. Aici la antrenamente, Popescu a făcut 74 recent, are 95 sprint speed. Ce jucător. Trecem mai departe, simulare cu Clinceni în Cupa României, ar trebui să fie o victorie. Și este 4-0, Daka, hat-trick, Itu un gol și Chevalier s-a accidentat. Va trebui să jucăm cu... Îl mai am pe Dehan oare? Bună întrebare. Chevalier este accidentat pentru 2 luni. Really, Este nigga? destul de nasol. Trebuie să înlocuiesc pe Chevalier cu Morariu. Se pare că am... Da, l-am numai pe Morariu, o să joace el. Poate că nu trebuia să-l vând pe Dehan sau l-am împrumutat, nici nu mai știu. Cred că l-am împrumutat. Încă o simulare cu Craiova. Craiova este pe locul 6. Hai să-i dăm. Cu această simulare este 3 la 1, Zirze, Arp și Hainan. Iar de partea cealaltă, Cicâldău, Arp a ratat și un penalti. Da. Important este că am câștigat. Da, au venit și scouterii aici să vedem dacă mi-au adus ceva util. Columbia, absolut nimic. Asta e bun. Veini Leo, asta s-ar putea să fie bun. În rest, nimic. Extraordinar și se pare că n-am ales bine țările. Ne întoarcem la Champions League. Noi suntem pe primul loc în grupă cu 7 puncte, apoi Manchester City cu 6, Valencia cu 3, Wolfsburg cu 1 punct și în coșmarul oricărei echipe s-a accidentat și Morariu. Cum naiba s-a întâmplat așa ceva? Nu avem portar. Efectiv nu avem portar. Să vedem dacă pot să, nu știu, am vreun portar în loan sau așa ca să-l chem înapoi, nu știu ce să fac. Da, se pare că Dehan, ca să-l chem pe Dehan înapoi. Da, asta este și sper că s-a întors, pentru că altfel, da, s-a întors. Doamne ajută, Dehan salvează situația și îl băgăm acolo la în echipă, va intra Coman în locul lui Petrila pentru că este un meci important acesta. Și cam asta va fi echipa. Cum să se accidenteze ambii portari în aceeași perioadă? E criminal. Noroc că l-am mai avut pe Dehan. Am dat ceva bani ca să-l întorc la club. Oricum, UEFA Champions League din nou. Suntem acasă, jucăm cu Valencia. Și să sperăm că putem să-i mai batem o dată. Să ne consolidăm poziția de lider în această grupă. Începe meciul între Hermannstadt și Valencia. Avem nevoie de o victorie, să ne consolidăm acolo, să ne distanțăm dacă se poate de Manchester City și de restul echipelor. Și de Valencia implicit. A început meciul. Hai cu victoria. Da, Valencia până acum foarte bună. Și este o ocazie mare, ne scoate Dehan. Jucătorul care a venit să ne salveze. Eram fără portar și Dehan s-a întors de la Genoa. Mamă, și-a luat craci acolo Popescu.
Aici o pasă slabă către Hever. Aidonis încearcă să blocheze și este 1-0 pentru Valencia. Ce coșmar, Valencia marchează. Nasol, au jucat foarte bine meciul ăsta. Ce naiba s-a întâmplat de meciul trecut până la meciul ăsta? Eu nu pot să înțeleg. Coman aici, trece Coman. Și este acolo un șut al lui Arp în blocaj. Și este o pasă către Popescu, care șutează foarte slab dintr-o poziție foarte bună. Prinde Silasson, era șansa noastră să egalăm. Da, suferim în această primă repriză cu Valencia, care a dominat un pic startul de meci și uite ce face De Han, este 2-0. Nu mă așteptam ca jucătorul Valenciei să rămână acolo și se pare că trăim în coșmar. Valencia pe două greșeli, pe o greșeală în apărare, reușește să dubleze avantajul și offside la Coman. Că noi nu dăm niciun semn de revenire și aici face ce vrea jucătorul Valenciei, Guedes, Florinel Coman. Pentru Arp, șutul lui Arp și scoate Silasson, ce e asta? Ce e asta, Silasson? Extraordinar la această fază. Ce vă, trebuie să intervină, m-am aruncat pe și este o centrare pe bara a doua și este bară pentru Valencia. Termină prima repriză, o prima repriză de coșmar efectiv. 2-0 pentru Valencia. Va intra Zirkzee în locul lui Arp. E obosit Arp și nici nu a arătat prea multe. Și asta este singura modificare momentan. Începe repriza a doua. 2-0 pentru Valencia. Și coșmarul este pe care se petreacă. Jucătorii Valencia au protejat excelent mingea în acest meci. Și avantajul durează nici pe mii de minute, ce naiba. Avantajul lăsat de arbitru. Trebuie să pun un om pe linia porții, am uitat să fac acest lucru, însă De Han ne scoate la această fază. Și aici este o pasă către Popescu. Hai Popescu. Cine mingea în teren? Popescu. Pentru Patson Daka și în sfârșit vine golul. Este 1-2 și încă mai avem speranțe să scoatem ceva din acest meci. 1-2 marchează Patson Daka. Frumos a trecut aici Popescu în viteză și a pasat la momentul potrivit lui Patson Daka. I-a pasat lui Patson Daka pentru acest gol. Este 1-2. Reducem diferența. Hainan, Patson Daka. Din nou cu Hainan, care reușește să paseze la timp. Este un atac bun. Aici o minge către Patson Daka și este gol, mă, asta e, mă, asta e ce vroiam. 2-2, egalăm Valencia, Patson Daka cu dubla. Da, mă, asta e, Valencia, egalăm Valencia în aceste momente. Ce frumoasă fază și Patson Daka finalizează. Mi-a fost frică că o scoate Silasson, însă n-a scos-o. Și este 2-2. Și mai este timp pentru orice, Daka cu dubla, egalăm în doar 5 minute. Trebuie să ne apărăm bine. Hainan aici ne reușește să blocheze și ce insistenți sunt cei de la Valencia, însă Itu, extraordinar. Recuperăm mingea. Zirkzee încearcă să dea drumul la minge mai departe, însă e blocat la timp. Trebuie să ne apărăm bine la această fază și trece jucătorul Valenciei și este bară. Ce noroc avem. Și scoate De Han. Avem și noroc în acest meci. Avem nevoie și de noroc în continuare. Un meci foarte tare de UEFA Champions League și este din nou corner pentru Valencia. Presiunea crește la poarta noastră. Popescu recuperează, însă m-am panicat, am vrut să dau pasă cuiva să scot mingea de acolo, n-am reușit să scot. Reușim să ieșim, poate, pe un contraatac. Și aici este pasă către Patson Daka în fața golului.
Și este gol, mă! Pat Sondaca 3 la 2. Conducem pe Valencia după ce am fost conduși 2 la 0. Ce meci! Ce meci avem din nou în UEFA Champions League. Ăsta da meci, Pat Sondaca. Foarte frumos, a făcut mingea cu capul acolo și l-a executat pe Silasson. 3 la 2. Hat-trick Pat Sondaca în acest meci. Și ne salvează deocamdată. Minutul 72. Continuăm acest meci. Scorul este 3 la 2 pentru noi, după ce Valencia a avut niște ocazii la 2 la 2, chiar foarte bune, de a marca. Am reușit să ne păstrăm calmul și să... Și am avut și ceva noroc și am reușit să facem ceva. Însă, Badiashile aici, fază delicată, Itu nu poate să controleze acolo mingea, însă scăpăm. Presiunea Valenciei continuă. Zirk se așteaptă pe Popescu. Pasă către Pat Sondaca, Zirkzee, urcă Zirkzee. Extraordinar și înapoi către Pat Sondaca, ce a fost execuția aia? Putea fi 4-2 lejer. Să Pat Sondaca are o execuție teribilă. Urcă Zirkzee, excelent, își face mingea și scoate Silasson din nou. În formă mare, Silasson. Pat Sondaca și scoate din nou Silasson, cât poate să mai scoată. Și aici o lovitură de cap. Și este Daka care a încercat să treacă acolo, însă n-a reușit, dar ce contează este victorie împotriva Valenciei 3 la 2. Pat Sondaca ne ajută să ne revenim și să câștigăm acest meci. Iată, am fost conduși 2-0 minutul 32 și până la urmă am revenit cu 3 goluri ale lui Pat Sondaca. Iată că Manchester City bate pe Wolfsburg, ei fac 9 puncte, noi facem 10. Și cred că este cam clar cine se va duce, cine va trece mai departe de faza grupelor. Da, următorul episod avem meci FCSB, amicale Turcia-Danemarca și meci cu Gaz-Metan Mediaș. A jucat și cu Manchester City, a simulat toate celelalte meciuri până acolo. Păi jucăm cu Manchester City pentru că la distanță de încă două meciuri avem din nou meci în... trei meciuri. Da, cred că o să jucăm meciurile mai pe repede ca să jucăm meciurile de UEFA Champions League, să avem un meci de UEFA Champions League în fiecare episod. Cam așa m-am gândit. Cam atât cu acest video, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like pentru această carieră, nu uitați să vă și abonați la acest canal dacă sunteți noi și vă aștept data viitoare la un nou episod din cariera cu AFC Helmerstadt, probabil luni, cred că v-ați obișnuit, sâmbătă, luni și miercuri sunt zile de carieră, în caz că nu v-ați dat seama. Cam atât, eu am fost Vlad. Pa!